Tudor, primăria asta are un angajat care eu zic că mai gine murie pe front și că n-ai făcut nimic, numai scandale, faci și probleme. Mai gine murie? Așa o zic. Uzi că și el a luptat acolo și nu făcea nimic, nu știe să-i arma în mână și... Juristul ăsta din cabinetul 11 și nu știe să citească. Nu, aia este să... Mie îmi pare rău că n-a rămas pe câmpul de luptă. Și? Mai gine era, să nu văd. Atâi care o s-a putut din tranșei, îi zbați joc. Și eu zic, nu mai vine și faci probleme, și nu v-ați interesat? Măcar o luptat el acolo pe front. La pe dânsul, el o spus. A fost cu unde l-a pus el acolo, o stat? Păi, frate, nu iubim discuții în cazul, da, asta. Dar să fii angajat la primărie și spui așa despre un veteran, că mai gine murie pe front? Nu, asta nu e normal. Păi, asta e nivelul culturii lui și nivelul de educație. Dar primarul și el, veteran de război, să accepte un angajat al primăriei în halul ăsta? Chestia că la așa salarii mai deștept nu vin. La așa salarii mai buni nu vin. S-o plâns și ei de salarii că sunt mici. Dar ne acuză și pe noi că am fi plătiți, că de ce îl susținem pe Tudor? Plătiți că îl susținem? Păi, veteranul este luptat pentru noi. A, păi. Și încă este din cabinetul ăștia, nu știi să citească ca să execute aici. Pe mine mă impune moralitatea. Să merg până la urmă, să-l apăr, să-l ajut până la urmă. Că e camarad de luptă, indiferent cine a fost el. General? Sau voluntar. Sau voluntar. La mine indiferent. Și în cazul dat e cultura. Nu este frumos să vorbești așa lucruri urâte. Să discuți niște probleme care n-au tangență cu cazul. În cazul dat trebuie să-ți exerciți atribuțiile de funcție care le-a. Exact. El e ocupat cu ordine acolo. Cine reproșează nou? Că de ce protestăm? Că de ce îl susținem? Că de ce îmblăm cu el atâta drum? Și le creăm lor probleme. Lor le-ara liniște, le-ara ghine. Dacă ei pregătesc... Dacă ei pregătesc un proiect de decizie incompetent. Și de atâtea ori votează, de atâtea ori se întrunesc. Păi clar că zic ceva împotriva mie. N-a să zic, n-a să mă laude că e bravo. Vedeți, eu aș manifesta o indiferență în cazul dat. Cel mai simplu, am depus cerere, am ridicat titlul executorului de aici la executoare, m-am depus la executorul judecătoresc. Dar pe uite, de 3 ani e hotărârea și e de judecată, de mulți putea de... Dar noi nu vrem să mergem pe calea aceea care am mers o fostă judecătoare sau o judecătoare din Căușeni care le-au blocat conturile și așa mai departe. La primărie? Da, noi nu suntem pe poziția ca să sufere cetățeanul de rând. Dar Iensu de jos zici că mai sunt veterani și tot fără casă, dar nu fac așa scandal. Lor casă nu le-o. În situația respectivă, cei de jos nu au dreptate, deoarece dacă îți consultăm rândul la primire spațiului locativ în Căușeni. Nu există așa rândul, zis primării. Apoi în acel rând Tudor e numărul 1 și ultimul. Singur, adică da, nu există rând. Singur. Nu că nu există, nu sunt solicitanți. Nu sunt solicitanți, fiindcă o parte, practic toți să asigurească spațiul locativ în oraș.